Dragii mei, Oficiul pentru Protecția Consumatorului vrea să oblige firmele de fast food să producă și sandvișuri pentru stângaci. Să vedem dacă și oamenii sunt de acord cu acest lucru. Mă ajută într-un fel cu stânga, că na, când nu pot numai cu dreapta. Oficiul pentru Protecția Consumatorului vrea să oblige aceste firme de fast food să vândă sandvișuri și pentru stângaci. Este o măsură bună? Nu știu ce să spun. Suntem totuși în România. Majoritatea am fost învățați să fim dreptaci. Ce mână folosești? Dreapta, în general. Și stânga nu o folosești la nimic? La schis, nu. La ce? Diversi. Diversi? Da, diversi. Poți dezvălui un amănunt picant? Nu. Nu? Nu aici. Okay. Nu, în general. Hai că vorbim, da? Mă grăbesc. Păi și mă grăbesc. Hai ne grăbim împreună. Și bine. Poate să facă tot oameni și... Ce mână folosiți de obicei? Dreapta. Dreapta. Doamna, tot mâna dreaptă folosește? Dânza mă închin cu dânza, fac o șoșie. E bun joc pentru cei care... Mâna stângă n-ați făcut nimic? Nu. Salut! Mai este secundă, unde fugi așa? Nu prea am timp, scuze. Nu mai o secundă. OPCO vrea să interzică producerea de sandvișuri pentru dreptaci. Să se facă sandvișuri numai pentru persoanele stângace. Se pare normal așa ceva? Nu cred că ar fi normal așa ceva, deoarece toți avem drepturi egale. Exact. Și nu este corect. Da, de ce nu? O să fie și pentru stângaci și da, pentru dreptaci. Da, da. Tu? Simplu și direct. Tu cum folosești mâinile? Ești dreptaci sau stângaci? Dreptaci. Dreptaci? Da, da. Cu stânga nu faci nimic? Nu. Nu? Nu. Atunci, la ce o mai ții? Mă grăbesc, sincer. Ba, baftă la examen. Este o măsură bună? Depinde acum, nu știu, în ce condiții s-au luat măsuri. Da, păi știi că majoritatea mănâncă și servesc sandvișul cu mâna dreaptă. Acum vor să facă și pentru cei cu mâna stângă. Depinde acum pentru cei care sunt cu probleme. Aștia care sunt cu probleme, e un caz bun. Folosești? Acum, pentru ăștia care nu au probleme, normal că o să folosească mâna dreaptă. Ce mână folosești? Mâna dreaptă, normal. Și cu stânga ce faci? E, stânga mai puțin. La ce treburi folosești mâna stângă? Deci mă ajut într-un fel cu stânga, că na, când nu pot numai cu dreapta. Este normal o astfel de măsură să obligi? Da? Nu neapărat să obligi. Nu știu ce pot să spun. Este bine și stângacii să beneficieze de astfel de sandvișuri. De ce nu? Nu ar vedea o problemă în această... Cu ce mână folosești? Mâna dreaptă. Mâna dreaptă. Și cu stânga? Nimic? Nu sunt stângace. Și nu faci nimic? Nici o activitate zilnică nu faci cu stânga? Nu știu, de ce nu? Deci mai schimbi mâna. Normal. Hello, how are you? We are fine. Where are you from, France? Okay. Costa de Marfil. Here's what we have here. You know, there are a lot of fast food here. Fast food. They have to sell. It's a law. They have to sell sandwiches for the left-handed guy. Okay, very good. Do you agree with that? Yes. Very good. Yes. Very good. Very good. Very good. Yes. Why is that? Why is that? What's the fast food? Yes, yeah. I like it. You know, sandwiches. You know, hot dog. You know, hamburgers. Yes. Hamburgers, everything. Hamburger. Yes, yes, yes. Hamburgers. Hamburger. Yes. Doamna, mâna stângă? Ar fac, dar nu pot să fac numai cu stânga dreapta. Cred că ar fi ok să facă sandwich-uri pentru stângaci. Mă ajută într-un fel cu stânga, că na, când nu pot numai cu dreapta. Dar este bine și pentru stângaci să poată servi și în... E normal să încerce să se înlăture toate barierele. Exact. Deci bănuiesc că o să fie o măsură destul de bună. Cine ți-i mai mult, cu dreptacii sau cu stângacii? Cu toți la fel, fiindcă toți suntem oameni. Tu ce mâini folosești? Dreapta. Folosești dreapta? Da. Și stânga? La fel, dar nu sunt stângaci. Sunt de acord să se producă sandvișuri și pentru persoanele stângace. Do you like mayonnaise too? Yes. 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 Very, very good. Sunt de acord să se facă sandwich pentru mâinile stângace.
Sunt de acord să producă și sandwich-uri pentru stângaci. Sunt de acord să se producă sandwich-uri pentru dreptaci, la fel cât și pentru stângaci. Poate, o zi bună. Da. La ce? Feia. La Feia, foarte bine. Feia o să trăiască. Da. Mă ajută într-un fel cu stânga, că, na, că nu pot numai cu dreapta. A message from your country. What? Excuse, but I'm Jean-Claude, I'm coming... Jean-Claude Van Damme. No, I'm not... I'm Jean-Claude, and I coming from Ivory Coast, and so I like fast food, as he says. Mayonnaise. Mayonnaise, as, of course. Well, I'm name Kwadio Kofi Patrice, so I come from in Côte d'Ivoire, and I like food. Very, very good. And hey. Shawarma. Shawarma, shawarma, yes. Thank you very much. Have a nice day. Okay. Have a nice day. Okay, okay. Okay, nice to meet you. Merci, merci, merci. Merci, merci. Ciao. Ciao. Yes. Let me tell you why.